Nu ne-am mai văzut aici pe YouTube de săptămâni bune, am încercat eu să dau câteva semne de supraviețuire, dar sesiunea mea stor și ultimul strop de energie și începe tutorialul fără mine. Bun, ați văzut ce facem astăzi de la începutul clipului, așadar, hai la treabă! Am ales un fard rose gold din paleta de la Maybelline pe care îl întind pe plapă cu ajutorul inelarului. Pentru florile ce vor servi drept cut crease vom avea nevoie de... rujuri. Așadar, am un ruj de la Maybelline care este long lasting, am două de la Sephora, dar pe parcurs o să vedeți că voi mai adăuga unul, și am un singur tuș lichid alb de la NYX. Pensula pe care o voi folosi este de la un tuș lichid care își dă duhul, dar îl păstrez în tocmai pentru pensulă, pentru că este foarte subțire. Voi lua din fiecare ruj o cantitate mai mare și o voi pune mai întâi pe mână, astfel încât să-mi fie mai ușor să lucrez, să nu desfac continuu rujurile pentru a lua produs. Cut crease-ul cu flori va veni exact deasupra pliului, ținând cont de forma ochiului, astfel încât să se vadă când deschid ochii. Încep cu prima nuanță de roz, cea de la Maybelline, și o aplic sub forma unor buline inegale, dar încerc să păstrez o distanță relativ egală între ele. De asemenea, vreau să încapă cât mai multe, dar încerc să nu le îngrămădesc. Motivele pentru care am ales astăzi să folosesc rujuri drept eyelinere sunt, cred, evidente, dar tot le menționez. În primul rând, pentru pigment, pentru că se văd mult mai bine, nu crapă și nu se întind, asta dacă sunt mate și fără transfer. Nu alegeți rujuri cremoase, sidefate, altfel, normal, nu vor sta în locul dorit și se vor întinde peste tot. Pasul 2. Voi aplica o nuanță de roz mai închisă ca nuanța precedentă și voi crea în principiu 3 dungi, astfel încât să îmbrățișeze bulina și să o segmenteze, să creeze efectul unor petale în relief. Voi alege o nuanță mai închisă și voi face exact același lucru ca mai devreme, și anume voi crea dungile respective, astfel încât să realizez o încurcătură de dungi roz închise și deschise și să pară că am conturat florile. Nu trebuie să fie nimic perfect, doar dungile trebuie să se diferențieze bine unele de altele. Asta e tot. Cu tușul alb voi crea doar două dungi, astfel încât să iluminez florile. Iar ce va schimba cu totul look-ul va fi rujul verde cu care vom desena frunzele. Acum, clar, oricine se prinde de ce am vrut noi să facem acolo. Dacă nu, asta e. E operă abstractă. Din aceeași paletă aleg acel fard lila și îl aplic pe linia genelor inferioare. Ca iluminator aleg highlighterul roz de la Maybelline pe care îl aplic neapărat cu o pensulă umedă. Îl aplic în punctele cheie și anume pe arcadă și în colțul intern al ochiului. Aleg pentru acest machiaj genele false de la Benefit, Pin Up, care bat spre maroniu și le lipesc cu adezivul Duo. Pentru linia genelor inferioare aplic noua mascara tot de la Benefit, Bad Girl, Bang și genele apar. Pentru un efect wow aplicați-l ca și când v-ați mânghia genele, în niciun caz prin mișcări de zigzag, pentru că această mascara este una pentru volum. Pe waterline aplic un creion alb waterproof și am cam terminat. Îmi place atât de mult acest machiaj și mă bucur nespus că a fost și apreciat. Deși este simplu, chiar este un look de efect și este imposibil să treceți neobservate. Pentru că rujurile folosite sunt rezistente, vă recomand să folosiți un demachiant special pentru ochi și buze, care să șteargă machiajul fără frecare. Din experiență vă spun, pentru că altfel veți rămâne cu urme roz și nu e deloc plăcut. Așadar, vă provoc să-l purtați și abia aștept și variantele voastre, nu uitați să mi le trimiteți pe Instagram. Până atunci vă mulțumesc pentru vizionare dacă ați ajuns până aici și ne vedem data viitoare! Don't worry. Ooh, 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 ooh. Be happy. Ooh.